Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Văd că face carieră o știre care vine din India, un domn din statul indian, Gujarat, a candidat pentru un post în satul său, deci la localele din satul, nu-i mai zice numele că n-are rost, da. Din Gujarat a izbucnit în lacrimi la anunțarea rezultatelor, înțeleg că s-a trântit și la pământ în disperare, când a văzut că primise doar un vot, în ciuda faptului că familia lui numără cel puțin 12 membri cu drept de vot. Săracu. Și aș vrea să-l consolez, adică nu trebuie să se descurajeze, și domnul Băsescu a plâns la noi că și-a anunțat candidatura și după aia a văzut ce a mai plâns noi. Da, da. Asta era, este ideea. El a plâns anticipat, Băsescu. Da. Un caz similar s-a înregistrat însă în urmă cu câțiva ani în India, când un candidat independent din statul Punjab, Punjabi... Exact. A izbucnit în plâns în timp ce îi spunea unui reporter că a primit doar 5 voturi, în ciuda faptului că avea 9 membri ai familiei cu drept de vot. Așa, tată. Campanie electorală. Stai să mă, ce-i acolo? E ca la noi ori 10, de fapt, cred, în India. Au fost cazuri și la noi, să știți, la ultimele locale, după numărarea voturilor de la secțiile din Iepurești și Mihai Bravu. Ce plac alăturările astea. Deci, localitatea Iepurești, învecinată cu Mihai Viteazu. Noi spunem Mihai Viteazu, îi spunem Mihai Bravu. Reprezentanții biroului electoral județean Giurgiu au constatat că doi candidați, unul din partea PRM, celălalt de la Mișcarea pentru Noul Giurgiu, nu au primit niciun vot în urma scrutinului. Deci niciun vot. Se presupune că nici măcar ei nu s-au dus să se voteze pe ei. Ei au avut demnitate. Bă, nu pot să mă votez. În Botoșan, candidatul PMP la primăria Avrămeni a obținut un singur vot, dar cel mai probabil de el, și tot la Avrămeni, candidatul PRM a fost votat doar de 4 oameni, și la fel și candidații din partea Uniunii Ucrainilor din România și Pro-România. Dar vezi că la noi, adică ai noștri sunt mai tari. La noi n-a plâns nimeni, niciunul dintre ăștia n-a plâns, n-a apărut știrea că ar fi plâns vreunul. Poate, sunt și mai... Dar poate familiile lor după aia ar fi posibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.